fie neapărat o reuniune clișeu. Pare că nu ducem lipsă. Chiar dacă o să procedăm de manieră interactivă, o să mai bine. Pentru cei care ne cunosc mai puțin, o să fac prezentările. Reprezint echipa administrației. Sunt colaboratorii mei aici, pe care o să-i prezint. Și apoi pe invitați, în mod deosebit. Am reflectat mai mult la acest moment, pentru că ne-l dorim cu toate, cam de mult, așa, cam de vreo 20 de ani. Și ca să nu procedez abrupt, am zis să ne gândim, în primul rând, că este o zi totuși care obligă la mai mult decât, în mod obișnuit, la reflecție. Să ne gândim că este totuși ziua culturii naționale. Și asta ne creează de la un cadru adecvat, să spunem. Presupune fără îndoială și o oarecare încărcătură emoțională. Și de aici până la obiectul reuniunii de astăzi, lucrurile decurg în mod firesc. Am gândit să înregistrăm această reuniune, care înseamnă un moment deosebit pentru administrația locală din Dumnezeu, și anume crearea premiilor pentru realizarea unei investiții așteptate în comunitate, dorită de noi toți și muncită de noi toți de aici. Crearea premiilor înseamnă semnarea contractului pentru realizarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și realizarea implicită a obiectivului de investiție, crecea de apă și canalizare. În satele Filipești și Bogdănești. Este interesant în același timp să amintim că nu suntem la prima încercare. Din câte știu eu, mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat înainte de anul 2000 și după anul 2000, este a treia încercare reușită. Fost o încercare după 90, imediat, în cadrul relațiilor de împrățire. O să prezint la un moment dat niște imagini. În sensul, ele ne obligă, datorită împrățire dintre Comuna Bogdănești și Jean Lys. Mă gândesc la cei care ne-au sprijinit și financiar, în măsura în care acest lucru a fost posibil și de partea lor, dar mai ales ne-au încurajat. Am trecut prin faza de naivitate, de pionerat, imediat după Revoluție, când ca toți românii speram că vor veni străine să ne facă foarte multe lucruri și noi probabil o să fim numai beneficiari. Am eludat partea de contribuție proprie și partea de muncă proprie în cadrul sistemului. Aici sunt niște imagini care sunt de la începutul anilor 90. Datorăm foarte mult primarilor și viceprimarului din acea perioadă, Polor Sou. Mulți dintre dumneavoastră erați copii, poate, îi cunoașteți. Aici, vă mai amintiți de această imagine, am parcurs-o împreună, am petrecut împreună. Asta este mai la început cu revoluția noastră originală, toate vârstele și toate culorile și așa mai departe. Tinerile de aici au tineri de vârsta lor la momentul respectiv. Aici o aniversare comună în vechiul
mai nou ca sistem de referință, vedeți, este un panou primit de la Comuna Jean-Lis. Jean-Lis este undeva în partea centru-vest, lângă Dijon. Este un oraș centru universitar vestit. Și dacă vreți, intrarea nouă în primăria din Jean-Lis, vrând nevrând, trăiesc și cu toții trăim și între aceste repere. A reușit ca să menținem înfrățirea. Avem o bibliotecă franceză funcțională încă și mai ales am reușit ca să menținem speranța. Acum revenim la subiectul reuniune. O să prezint pe câștigătorii licitației care n-a fost ușoară, conform cadrului legal existent în țara noastră, reprezentanții unei asocieri de firme. Sunt patru firme cu lideri de asociere, firma Legal Lira Construcțiile din Onești, reprezentată de doamna Cantaraziu Cristina Constanța, care are și funcție de administrat în calitate de lider de asociere și care și-a trimis reprezentantul. Andrei Lucaș, mă numesc, sunt director comercial la firmei. Da, sunt un personaj principal, după ce am înțeles, director. Director comercial. Și aveți o responsabilitate în sistemul structurat, organizat pentru realizarea fizică a investiției, într-adevăr. Domnul Tărzo Ovidiu, își partea SC Girona Prodesa, care suntem asociați în cadrul asociației care a participat la licitație și care a câștigat contractul. Mai este cu o firmă din Iași, Geprocon, se numește, Girona Prodesa dumneavoastră și proiectantul Hidromedul. Hidromedul, se numește. A fost pentru noi important să urmărești cu această ocazie. Fără de altă, trebuie să mulțumesc echipei formate prin dispoziție, care să urmărească această procedură care n-a fost nici ușoară și a necesitat timp, într-adevăr, a dovadă a complexității proiectului. În primul rând, doamne președinte Iftinca, care a condus echipa de achiziții publică și răspunde în cadrul primăriei. Pentru mine a fost interesat să urmăresc competiția care m-a condus la următoarele concluzii. A fost o competiție interesantă pentru că proiectul este modern. Cred că putem spune fără prea mare riscuri de rețetă. Este decât cel mai modern proiect la ora actuală din mediul rural, cu telegestiune, cu ceea ce se numește aparatură modernă, materiale moderne. Gândiți-vă că multe comune au sistem de adopțiune, dar nu au canalizare, dar au sistem de adopțiune cu ceea ce se numește conducte metalice, care rezistă cât rezistă și prezintă consecințe în funcționarea lor. Este importantă această investiție nu numai pentru modernizarea infrastructurii și modernizarea comunității. Nu poți avea viitor fără apă, canalizare, fără drumuri moderne. Și mai ales că prin ceea ce facem va trebui să convingem ca cei tineri să plece spre alte comunități, spre alte locuri, acolo unde găsesc standarde de viață superioare. Și mai ales că suntem la un drum european.
succes în eforturile noastre, care sunt și direcțiile de activitate ale administrației locale prevăzute și în strategia locală, au fost în acord cu această strategie și în acord și cu viziunea actuală de activitate a administrației. Printre altele, să oferim și condiții de viață la standardele superioare, la care sunt îndreptățiți oamenii din comunitate. Aminteam de la început că am parcurs un drum în mai multe etape, am avut un proiect bun, dar nefinanțat în 2010, dar am făcut un lucru bun, care facilitează sau va facilita implementarea fizică a proiectului, în sensul că avem apă trasă pe distanța de 2 km sau peste 2 km și așa, după cum cunoașteți, din rețea orașului până la intrare în comunitate. Deci, asta a însemnat o realizare fără eforturi financiare de la bugetul comunei, din potrivă, dacă vă mai amintiți, numai din sponsorizări, și costuri mai reduse pe actualul proiect. Nu mai este nevoie să rezolvăm problema stației de captare și implicit a stației de tratare. Pur și simplu, proiectul nostru va apărea, din punct de vedere tehnic, o extindere. Apropo de complexitatea proiectului, în mod implicit, costul proiectului se ridică la un vârf istoric pentru administrația locală, aproape 3 milioane de euro. Fără îndoială că, neavând capacitate proprie, neavând venituri proprie, soluția a fost accesarea de fonduri extrabugetare, mai precis fonduri guvernamentale. Ediția a doua, prima ediție, dacă vreți, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, așa numitul PNDL 1, a fost pentru modernizarea drumurilor. Iar în mod firesc, PNDL 2 înseamnă acest proiect. Este momentul ca să mulțumesc în numele dumneavoastră, chiar de la distanță, așa, se pare că uneori cu atât mai credibilă iubirea de la distanță parlamentarilor băcăoani, care ne-au acordat sprijinul politic real. În primul rând, parlamentar de la Partidul Social Democrat, cu domnul președinte Benea. Este momentul ca eu să mulțumesc, așa cum am început cu doamna Ilfinca și echipe de colaboratori care prin fișa postului în ghilimele, dar și în primul rând prin bunăvoință, au fost mai apropiați și pur și simplu ne-am rămas la treabă și ne-am împărțit drumurile ca să putem realiza ceea ce se numește celeritatea în primul rând, în perioada de obținere a finanțării. Aici mulțumesc domnului viceprimar, în primul rând, inclusiv mașini personale, domnului Stângă, șeful de la Urbanism, și colaboratorilor din ceea ce înseamnă Secretariatul Comunei, cu domnul Vasile Manțeiu și contabilitatea. Doamna este și jurist și, în mod deosebit, doamne consiliere Grigore, care, în calitatea pe care o are de președinte al ONG, înseamnă Asociația de Prezenie Bogdanejanlescu, o reciprocă la ceea ce are partea franceză, a manifestat foarte multă disponibilitate, în sensul că a direcționat în acord cu cei din conducerea asociației resurse financiare, atâtea cât au fost, ca să ne putem mișca cu celeritate, dacă am semnat contractul de finanțare pe
2 februarie anul trecut și la mai puțin de un an suntem în situația de a semna contractul pentru prestări servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție. Nu este chiar atât de rău, din potrivă. Asta înseamnă bunăvoința tuturor și faptul că orice întreprindere de asemenea învergură poate avea succes numai pe principiul lucrului în echipă. Acum, spuneam că ideal ar fi să procedăm de manieră interactivă. Dacă dintre cei prezenți, mă gândesc la reprezentanți din statul tehnic, care prima dată, ca să mă uit tot, îi mânez un buchet de flori pentru doamna administrator. Dar nu pot. Da. Ales, dacă o să vadă că ați supraviețuit. Da, îl punem aici și... Da, așa. Mulțumim. Pot să rog și pe cei din Consiliul Local sau din Primărie. Poate dumneavoastră, mai ales că aveți experiență, că știu că sunteți două firme bune aici, și Legalul și Geronacu, ați avut relații eficiente cu celălalt colaborator din echipă? Ce să zic, noi funcționăm în domeniul construcțiilor de ceva anișori, cam din 2000. Experiență, domeniul de activitate al firmei Gironab e cu preponderență în domeniul construcțiilor de rețele de alimentare cu apă și canalizări. Primii 10 ani am lucrat în exclusivitate alimentări cu apă și canalizări, după care am încercat să ne extindem cumva activitatea, pentru că a venit așa un curent cu s-a încercat modernizarea drumurilor. Deci dacă în primă fază s-a pus accent foarte mare pe alimentări cu apă și canalizări, ulterior acestea au fost lăsate mai ușurel și s-a trecut la modernizarea drumurilor. Ați găsit vreo explicație apropo de ideea de... Cred că era următorul pas. Îți pare interactiv. Dezvoltare. Cred că asta da, acum, următorul pas în dezvoltarea comunităților. Acum să vă spun în părerea mea, o să aibă și o parte mai șagaunic, așa. Bine, la modul serios, se știe toate civilizațiile care vin din istorie s-au impus și prin calitatea drumurilor. Pornind de la romani și mai departe. Acelea lucru am gândit și noi. Dar a mai fost, mai există o explicație. La folosirea drumurilor comunale nu există taxă. Ca la colectarea deșeurilor și așa mai departe. Aici toată lumea e de acord să facă. Să vedem care va fi reacția populației în momentul când o să plătească taxa postulată. E foarte interesant, da, într-adevăr. Eu nu vă doresc decât să aveți cât mai mulți abonați. Să aveți o firmă care exploatează sistemele. O să fie normal aceeași firmă, care o avem orar, dacă suntem înțepată în rețea orașului, tot cu rară să avem de afară. Probabil, nu știu, asta rămâne să... Și dacă luăm apă de la ei? Să facem contract cu alții? Nu știu, apă de la orașul sau de la care? Nu, păi dacă suntem întrebați, exact în rețeaua de distribuție a orașului, după ce iese din stația de tratare, așa de mai departe. E ordine, Raja e un operator... Da, avem informații, dacă vreți ultimele informații despre CRAP, în situații sau... Se pide în ziarul deșteptarea de azi. Bun, prin urmare, am încercat și noi să ne mai dezvoltăm, ne-am făcut și o stație de asfalt, am abordat lucrări și de drumuri. Se pare că acum revin niște programe care au fost lăsate mai moale, așa, mai lejer, acum revin din nou în forță. Deci, cumva, drumurile sunt lăsate un pic mai deoparte și revin lucrurile de alimentare și canalizare. Probabil datorită programelor
care se fac la nivel național. Sunt niște criterii rezonabile, în primul rând, și apoi pe legea apelor, pe bobârnacul pe care îl primim noi, care obicei când mai mișcăm și, și din cauza bobârnacilor de la Uniunea Europeană, cam asta este, că nu o să ne mai dea voie să funcționăm cu sistemele de aducțiune fără canalizare, fără state de curare și așa mai departe. Noi asta vă dorim, să aveți cât mai mulți abonați, cât mai mulți consumatori, pentru că altfel sistemul se... A, speranțe la tine și sunt, speranțe... Bun, prin urmare vă spuneam că experiență în domeniu avem suficientă, am făcut lucrări și de ca similitudine cu aceasta, poate nu atât de mare ca volum și ca finanțare. Noi tocmai într-o lună, maxim două, în funcție de vreme, o să terminăm tot așa o alimentare cu apă și canalizare la Hoceni, în județul Vaslui, fonduri europene, undeva la 1,5 milioane de euro. Și după aia puteți veni la Bucănești. Cu care putem să ne apucăm fără probleme. De unii concluzia pentru noi că dacă ne mișcăm repede cu avizele, să ajungem la autorizația de construire, de unii și de abia așteaptă. Ca să revină acasă, la urmă. Deci, a spus două luni de zile, aparatul a rezistat. Să nu fie problemă. Da, ne-a rezistat și pe noi. Știi? Să ne mergem. Pe dețele de cum. Da. Bun. În rest, ce să zic? Sperăm să meargă lucrurile cum trebuie. Vremea să fie întregă, propice pentru a desfășura activități de construcție. Vremea și vremurile. Și vremurile. Da, totul depinde de noi. Că dacă avem înțelegere și reușim să ne completăm și să ne ajutăm unii cu alții, eu nu zic să, nu cred să fie probleme. Nicăieri unde am avut înțelegere, n-am avut probleme. Unde au fost divergențe, cârcotaj, diferențe de opinii, au mers lucrurile, dar mai greu. Dar, în general, eu zic... Dați seama că la nivel micro, cum suntem noi, nu la nivel macro, unde tot nu mai reușesc să o dea la pace, vă dați seama că interesul este, în primul rând, al nostru. Sunt convins. Să eu lucrăm și să... Eu aș fi simțit o deschidere mai mare din partea reprezentanților noastre decât în alte părți. Da, și atunci am zis, măi, n-are cum să meargă prost. Nu se poate. Dacă toți vrem, trebuie să meargă lucrurile cum trebuie. Sper să fie o colaborare bună și să ne ducem lucrarea la bun sfârșit. Noi avem încredere pentru că, într-adevăr, această licitație a câștigat cei mai buni. Ne bucurăm. Și pe motive temenice, legale. Cine nu a băgat generatorul? Se vede aici, nu e o chestiune subiectivă. Da. Ne sperăm eu ce să vă spun, legat era mai nou, de vreo 3 ani, de 3-4 ani de zile, face lucrări împreună cu Chironapu. Lucrarea de care amintea colegul meu de la Vaslui e făcută în... am fost partener cu ei, adică am acumulat și noi experiență și... Nu întâmplă tot că se țină liderul de asociere, pentru că în sistemul ăsta asociativ ei au un aport de 93,5, parcă. Proiectul este foarte mare, lucrarea este mare, din acest motiv și asocierea celor 4 firme, 3 firme plus proiectant. Responderea. Și eu mă întrebam și cu legal, dacă nu au văzut aportau la implementare și inclusiv la beneficii, da, lucrurile sunt clare. Și să respectăm termenul înregistrat, că zic să semnăm cât mai repede documentele, nu? Să ne apucăm de treabă, exact. Vreau să spun și eu o problemă, doamnă și domnule invitați, domnule primar. Mă gândesc, acum 10 ani de zile am băgat conducta de apă din Cerșel până la capătul Filipeștelui. Și când a venit cei de la ea și a zis că a fost eligibil, dar fără bani. Zici sponsorizări, domnul Grigore.
Da, sponsorizăm, dar ce șerpi, să amintiți mă de la fiecare. N-am adus chiar la evenimentul. Acum sunt foarte mulțumit că cu domnul primar și cu echipa din primărie s-a rezolvat un proiect foarte mare și ambițios. Le urez la domne succes și să rezolve. Felicitări la toată echipa, că aveți unul, cred că, dintre cele mai mari proiecte din zonă, sau cel mai mare proiect din zonă, da, care e derulat. Capacitatea noastră de a colabora rezidă și în faptul că mijlocul nostru este prezent președintele organizației PNL, așa. Mulți au întrebat, și caută împreună cu mine, ce punem noi la cale, și mai departe. Dar dovadă că nu avem de precoție multe, da? S-a fost de blat. S-ar putea să ai probleme tu cu Ionel. Nici nu s-a. Stați liniștit. Mă refer la probleme de natură politică. Nu ai nicio problemă. Problemele cred că vor fi și pentru o parte și pentru asta dacă nu se realizează proiectul. Dacă se realizează, cred că toată lumea o să fie mulțumit de tot. Absolut. Nu am mai derulat contractul. Știu. N-au fost probleme. N-au fost pentru că am discutat cu minți deschise. Deci unde nu reușești să te înțelegi cu primarul, cu echipa, nu reușești să faci nimic. La dumneavoastră e totuși o echipă cu care ai ce discuta și văd că lucrurile adică se înțeleg. O echipă normală, da, funcțională. Dar peste medie, normal, dar peste medie. Dar atunci lipsă din normalitate. Da, exact. Normalitatea a început să fie, de acum, excepție. Deci noi nu vă ascundem faptul că avem lucrări cu primării unde, domne, parcă nu vorbim aceeași limbă. Noi le transmitem niște mesaje, ei se prefac că le înțeleg, după care, la o zi, două, săptămână, parcă nici n-ai vorbit cu ei. Parcă le spui lucruri străine. N-a fost cazul la dumneavoastră, deci de asta vă spun că eu am convingerea că lucrurile vor merge mai mult decât bine. Și vom inaugura sistemul cât mai mult. Vă dați seama, atâta timp cât noi am mai avut o lucrare când, acum sigur nu e cazul, când ne rugam de constructor să ne ia banii. Dom'le, noi avem banii, luați-ni! Nu aveau capacitate. Exact, exact. Nu cred că este cazul aici, dar noi, deci lucrarea este finanțată, sunt fonduri. Știți cum, o perioadă lungă de timp în România a fost o politică de forță. Beneficiarul era atotputernic, respectiv primăria. Constructorul nu prea avea ceva de spus în ceea ce privește prețuri, negocieri de contracte, și a fost așa o politică de neîncredere, probabil. Da, de balanțare. Da, deci cumva puterea era la autoritatea contractantului, dar putere de plină. Se pare totuși că în ultima perioadă, și când spun ultima perioadă, de vreo lună încoace, lucrurile încep să se schimbe. Și o să vedeți că se vor schimba în bine. Cineva produce niște legi care va ajuta sectorul construcțiilor, pentru că la momentul ăsta e undeva pe nicăieri. Deci aproape că nu ne mai mișcăm. Suntem aproape paralizați. Dar cine a gestionat bine situația a reușit să supraviețuiască și de acum încolo o să meargă lucrurile mai dinișor, zic eu, în construcție. Pentru că știți, salariul minim s-a mărit mai mult decât peste tot, mai apar niște scutiri de impozite, taxe, ceea ce încurajează sectorul construcțiilor. Pentru că până acum a fost făcut una cu pământ. Firme care au falimentat, deci a ajuns în țara asta aproape să nu aibă cine să mai facă câte o lucrare. Exact. Vrem proiecte, dar nu avem cu cine să le facem. Pentru că nu mai există constructori. Să sperăm acum că lucrurile se îndreaptă, deși senzația mea e că e puțin ca întârzior, dar nu trebuie să ne speriem sau să ne pierdem speranța.
Mergem. Vorbesc de măsurile pentru revitalizarea sistemului construcției. Vor merge în continuare pe linia aceea. Pentru că investițiile, cred că să-și dă seama toată lumea că este viitorul acestei țări. Deci, că e clar, că investiții... N-ai cum să-l dai înainte. E, absolut. Mai sperăm să ne-a ajutat o asociație care... În primul rând, vă felicităm pentru inițiativa acestui proiect. Probabil că întreaga comunitate va fi încântată în momentul în care domnii vor procede la muncă. Îi felicităm și pe dumnealor pentru reușită. Le dorim multă baftă, multă putere de muncă. Și așteptăm rezultatele finale. Felicităm de echipa din primărie. Să vă dea Dumnezeu putere și, de ce nu, poate următorul proiect să fie cel de gaze. Mai putem continua. Și, cu siguranță, o să transmit mesajul asociației, din partea asociației de la Bogdănești, către asociația din Franța, cu momentul cel mai important, momentul, punctul culminat, semnarea acestui contract cu antreprenorii. Faptul că s-a reușit achiziția... Cu nerăbdare, da. E o veste foarte mare și pentru ei și probabil vom mai primi și în continuare ajutor din partea dumnealor. Doresc tuturor succes, să fim sănătoși, să dea Dumnezeu să avem un an mai, că suntem la început de an, să avem un an bun, să avem sănătate și ulterior putem să le ducem pe celelalte. Să răspundem tuturor provocărilor, că slavă Domnului, nu ducem lipsă de provocări. Da. Succes! Mulțumim! Cred că e timpul să trecem la semnarea contractului propriu-zis. Noi au dorit, dumneavoastră, a câștigat, trebuie să ne acceptați. Surprinzător, nu? Surprinzător, da? Surprinzător, da? El intră în vigoare la vreo 5 zile, după ce depuneți garanție. Corect. Băi, nu. Dacă mai dați un pic, ne apucăm. Semnez eu primul. Contează pe cine și culoarea lui, nu? Nu știu. Eu ziceam să semnăm numai finalul și după aia rămânem între noi. Că, da? Dacă nu vă deranjează. Așa trebuie să încercăm să vă chestiunea. Cam așa e procedura, semneze fiecare pagină, dar putem să o facem ulterior. Vă grăbit? Atunci ați suportat-o în continuare. Mai aveți bandă acolo, vezi, nu? Comună. Comună, că e. Cred că e.
Felicitări cu ajutorul doamne. Felicitări pentru dumneavoastră, ați fost cei mai buni. Mulțumim. Pentru că ați fost cei mai buni, ce mai rămâne decât... Am putut să arătăm și ordinul de începere. Ca să vă mâneze ordinul de începere. Deci lucrarea poate fi începută. Din acest moment. O să ne mai întâlnim în informația asta, nu numai, la recepționarea lucrărilor. Recepția finală, cum să nu? Era la recepție, Gracias.